bună, dragilor! Noi am plecat la un grătar. Ne întâlnim cu familia noastră mare. Și am fost la Selgros de, am cumpărat cârnați, niște aripioare, semințe. Și am zis că duce fiecare câte ceva, să facem așa, să mâncăm mai multe combinate. Afară este o vreme superbă. Cât îți arată? 25,5. Este super fain, super cald, super de plimbat, super de grătar. Nu a să stai afară, nu în casă. Deja îmi plouă în gură să mănânc cârnăcior din ăștia. Îmi plouă, îmi plouă. Ăștia sunt buni. I-am luat nepicanți, că ea picanți nu-mi plac. Nu sunt pentru mine. Nu prea mănânc eu picant, mai rar. Ce faci? Ți-a dat-o jos? Ți-a dat-o. A zis că zboară, după aia cum îi zboară? Pierde. Știam undeva de liniște. Au înflorit toți copăcei. Case, uite, are și casele înfloresc, și copăcei înfloresc. Mamă, dar ce bine arată salata asta. Și ce fain miroase. Ce fac băieții? Ce? Ce fac băieții? Ce? Băi, dar sculmea, mă, nu vă găsiți uleiul. Am terminat cu statul la grătar. Iar acum mergem să facem așa o plimbare de seară, că e tare frumos afară și am promis lui Marc că îl ducem cu rolele. Și cu ocazia asta am luat-o și pe Mini la plimbare. Și apoi ne întoarcem către casă să ne pregătim de grădi, de școală, de muncă. Trebuie să și gătesc. Unii mai și muncesc, așa-i? Da, da. Ai dreptate? Începem o nouă săptămână în forță. Minisorul, se face fata, ieși la plimbare. Mini, vulpița. Da, iar am uitat să iau bidon cu apă. Hai, dar nu știu cum de nu, nu mi-a luat de mână, da. L-am pus sus și am uitat de el. Și am zis că e la târn de lesă, da. Ciuciu. Cât de frumos miroase de la copăcei ăștia înfloriți. Cred că dacă îl lași eu singur, îl trage Mini de numai. Acum, îl dă jos. Da. Abia aștept să văd totul verde. Ce frumos e și copacul ăla de acolo. E așa de bogat. Îl trage, da. Zici că e cu Sania.
Dă-i și mie o limbă. Bă, ce vagabond. El știe de el vrea cu mână. Am ajuns și noi acasă. M-am odihnit câteva minute și nu știu cum vă simțiți voi atunci când veniți de la iarbă verde, grătar, piscină și așa mai departe. Dar noi ne simțim foarte, foarte obosiți. Mie îmi cad ochii în gură, nu mai pot de oboseală. Mă apuc acum să fac o salată orientală și trebuie să pun cartofii și ouăle la fiert. Trebuie să pregătesc copiii de grădiniță și de școală, plus ce mai am de făcut pe aici prin casă, așa că nu mai sunt în stare de nimic. Dar trebuie să le fac. Ar fi trebuit să beau o cafea, deși nu știu dacă m-ar pune pe picioare să-mi revin, dar mi-este foarte tare somn și cred că se vede și pe fața mea. Sunt ruptă de oboseală. Cred că dacă aș fi dormit măcar 15 minute mi-ar fi picat bine, dar este posibilitatea să îmi fac rău. Așa că mă apuc să pregătesc mâncarea pentru că nu pot să mă pun să dorm acum, că asta ar însemna să mâncăm mai târziu. Pregătesc să mâncăm, apoi mă ocup de copilaș și aici o avem și care este foarte, foarte obosită, e ruptă. Aveam un plan să facem vreo 2 sau 3 ture la lac. Doar că eram foarte obosit și pe Marc deja îl dureau piciorușele, nu mai avea chef să dea din picioare să meargă cu rolele pentru că n-a alergat o grămadă pe acolo pe la grătar. Așa că am făcut o tură, am venit acasă, așa-i? Și o să se mai încălzească de acum încolo. Bine, mâine o să fie cald, după care se răcește câteva zile și weekendul viitor iar se încălzește, ceva de genul am văzut. Așa că o să avem timp de acum să ieșim cu rolele, să mergem pe la lac. Avem timp. Aici avem cornuri, chipsuri, ce am mai luat, pahare, farfurii și ce am luat să avem la noi la grătar. O să-mi pun un par de Coca-Cola și trec la treabă. Apropo că mi-am adus aminte, să știți că nu eu dezactivez comentariile de la YouTube. De multe ori când intru pe YouTube, observ că unele videoclipuri au comentariile dezactivate și nu înțeleg de ce se întâmplă acest lucru. De multe ori primesc comentarii, după care dispar, de multe ori primesc mesaje în privat și sunt atenționată că comentariile sunt dezactivate, dar nu fac eu acest lucru, așa că am zis să vă anunț că nu am niciun scop să dezactivez comentariile. Mă bucur foarte mult atunci când primesc mesaje de la voi, așa că nu eu fac acest aici lucru. Avem câteva cumpărături pe care le-am făcut ieri din Primark. Dacă tot am ajuns acolo, am zis să intrăm prin Primark și să cumpărăm câte ceva, dar o să fac un clip separat. Și aici avem urecheații. Nu i-am mai filmat de ceva timp, da. Aici e Deizuca. Aici îl avem pe Griuț și sunt bine, sunt sănătos, slavă Domnului, au poftă de mâncare, sunt vioi, jucăuși. Deizuca se pare că începe să-și revină treptat, nu știu dacă o vedeți, dar și Blănița începe să arate mult mai bine, nu mai are acea cocoașă urâtă, a mai pus așa, s-a mai îngrășat. Mâine trebuie să le fac și lor curățenie, am destrâns o grămadă de rufe și de aici și de acolo, de despachetat bagaje pentru că nu am apucat, că dacă am mers și astăzi la grătar am avut așa niște zile mai încărcate. Dar o să mă ocup de mâine, o să mă ocup de toate lucrurile. Așa, am pus 5 ouă la fiert, imediat o să pun și cartofii. Eu obișnuiesc să pun ouăle în oală, apoi pun apă și le pun la fiert, nu aștept să clocotească apa, așa m-am învățat. Mă pun să scot lucrurile astea din plasă, dar înainte de toate să pun cartofii. Am adus și pentru minișor niște cărniță de la grătar. Haide! Haide! Nu, papi? Uite ce ți-am adus aici. Am tăiat așa bucățele. Hai, papă! E bun? Hai să-ți căutăm castronelul. Deci nu știu dacă să-i o dau toată sau nu. De obicei mănâncă ca haplea. Da. Și mie să nu vomite. Cred că ajunge, minișor, că ai mai mâncat și niște fâșii din alea de carne și astea ți le dă mami mâine de dimineață. Da? Uite, atât. Da? Alea le pune mami în punguță.
Și mai pap și mâine dimineață, da, puiule? Mini! Știi că ești o bătrânică din aia, așa greu mănânci. Cât m-am ocupat eu de produsele de la Primark să le filmez, Bogdi s-a ocupat de salată și uitați cât de drăguț a tăiat el aici, așa totul micuț, eu le tai așa mai mari și cartofii și ouăle, totul. Bună, dragilor! Am plecat să duc gunoiul, am luat-o și pe Mini cu ocazia asta să o plimb. O plimb o vreme atât de frumoasă. Sunt la tricou. Dacă eu sunt la tricou, înseamnă că este cald. Știți că eu sunt figuroasă de felul meu. Da, vitișori, este cald, ce bine! Doar că astăzi mai e așa cald. De mâine am văzut că scade la vreo 18 grade, după aia vreo 16, 15, ceva de genul. Mă părea pe telefon. Nu-i voie! Da, dar nu mai firea. Mini! Mică și rea. Da, ești mică și rea. După care mă întorc acasă, o să mă pun să le gătesc ceva. Adică să gătesc, să mâncăm ceva. Și apoi o să ies afară cu Marc. Vrea să meargă cu rolele. Marc astăzi nu a mers la grădiniță, a început să-l doară foarte tare gâtul de aseară și mi-a făcut și puțină temperatura aseară. Mi-a mai făcut și azi dimineață, iar acum este cam 2 fără și de dimineață de pe la 8, cam așa nu mi-a mai făcut temperatură deloc. Să aruncăm și noi gunoiul. Așa, minișor, stai să te prind bine aici pe tine. Așa. Hai mă, du-te mă. Mă, dar nu vrea să se ducă că e plin. Nu știam eu de ce nu se duce încolo. Hai, Mini. Hai să mergem pe partea asta. Nici nu știu pe ce parte să te mai duc. Și pe tine să fie ceva diferit și pentru tine, da? Zilele astea au fost așa ca un praf în aer. Nu pot să numesc ceață. Cred că se vede și pe cameră. Și încolo la pădure se vede. E ca un praf. Un praf foarte dens, așa. Hai, minișor. Mă tot gândesc ce să pregătesc să mâncăm la amiază. Și, sincer să fiu, sunt în pană de idei. Habar n-am, nu știu, parcă nu mi-e poftă de nimic. Parcă nu mă încântă nimic, așa, să pregătesc. Ce faci acolo, Bungu? Ce faci, băiatul, acolo? Cu cine vorbește el acolo? Păsărica! Vrei să vii la mami? Da? Vrei să vii la mami? Mua, deși pop! Da? Ce faci, băiatul? Hai aici pe umărul meu, hai aici! Hai aici! Nu vrei să te dai jos? Hai! Ce faci, minișor? Ești lesinat, asa-i? Hai la mama pe deget. Până la urmă voi face tortellini, așa că am pus apă cu sare la fiert. Și o să pregătesc imediat. Da. Și aici pe cap am perechea de ochelari de soare. Pe ochi, ochelarii de vedere. Da. Ce vrei, să-mi dai pup? Mua! Mua! Dar dă pup! Mi-aș fi făcut o cafea cu gheață, dar nu știu ce să fac. Nu știu, trebuie să spăl și oala de la ciorbă. Așa că vreau să-mi termin repede treaba ca să mergem afară. Afară este foarte cald și foarte bine. Da. Deixa pup.
Pup, pup. Păsărică minunată. Cocoșelul meu. Cocoșelul meu. Da, ești cocoșelul meu. Mua! Gata, că nu mai pot, mă doare gura. Gura, Bungu. Mă doare și gura, mă doare și mâna. Hai, dansăm. Cum dansează băiatul cu Selena? Cum dansează el? Cum dansează cu Selena? Așa? Aoleu, că nu filmez bine. Aoleu, că nu filmez bine. Gata, gata ca bobo. Bun, guai să pregătim tortelinii. Așa. Zilele astea am un plan să-mi spăl și frigiderele. Ce faci, Bunguito? A văzut pătrunzelul azi ai? Uite ăsta e a tău. Dacă ți-l dau acum, uite-l. Aici. Bingo, aici. Hai să dăm, stai să-l punem așa, să dăm drumul un pic la apă. Așa, să facem apă caldă. Să-l stropim așa, că ți-e îți place să fie pătrunjel ud. Așa. Hai. Haide. Tot e acolo. Tot e acolo. Așa. Bravo, pășerica. Da, ce voiai să mergi la pătrunjelul meu, șmecherie, a? Haide. Haide că ți-am dat pătrunjelul. Hai aici la pătrunjel. E frică de apă, drăguțu. Hai, gata, ți-am oprit-o. Of, of, of. Ai băgat năsuc cu apă, așa-i? Da? Drăguțule. Ia uite ce sună clopoței lui Marc. Bate un vânt cald afară. Ai venit pe capul meu? Nu știu dacă e înnorat sau e acel praf despre care vă spuneam, dar pare și un pic înnorat. Da. Hai, nu vrei? Ce e? Vrei și tu ceva de aici? Haide. Bingo! Bunguitu! Hai să aprindem becul. Aoleu, când ai venit deja pe capul meu atât de repede? Uite, hai aici. Hai la pătrunjel. Hai. Așa, bravo! Uite de drăguție! Da, îmi place de tine că te umfli așa, păsărică! Am tot încercat eu așa să-l învăț la robinet, dar nu vrea. Uite de la el. Că te-ai udat prea tare. Te-ai udat prea tare, păsărică. Uite-l ce repede fuge. Hai la mami să te șterg. Bungu, hai la mama să te șterg, iubitule. Oh, hai la mami. Hai la mami. Hai la mami. Unde ești? Hai la mami. Dai că te-ai udat tare și nu mai poți să zbori. Da, zi și tu. Zi și tu că nu poți să-l prindi. Oh, se ud, hai să mergem să-l stergem. S-a băgat în apă. Hai să stergem băiețelul. Da. Haide, stai aici. Stai aici ca să te sterg. Oh, stai aici, hai. Oh. Nu scumpă, nu
ștergem, da. Punem de luscăm un pic pe el. Micuțule. Da. Da, ca să nu dăm aiertare. Așa. Hei, dar de ce nu stai? Lasă! Nu-ți face nimic rău. Dar noi ne-am mai uscat, nu știi? Stai. Oh, Doamne. Nu-ți face nimic rău, doar te usucă. Iubibii, oh, Doamne, copilașul meu. Copilașul meu. Da. Oh. Este și un chili pe afară. Mi-am luat perechea asta de bluză, nu mai știu de la ce, de la Stradivarius sau de la Zara. Cred că Stradivarius. Foarte fain din pe mine. Da. Vă mă crească mai tare. Ținem așa de la distanță, da? Ăla era mai lece, ăsta. Uite, a venit și minicorul. A căzut în chiuvetă, pantalonile. Da. Da. Dacă se udă, nu mai poate zbura săracul. Și așa toți papagalii, numai el. Așa erau și ceilalți pe care i-am avut. Când intrau în apă, nu puteau să mai zboare. S-a dus. A venit aici? A, uite-l! Dar de ce mi-ai dat? Ce mi-ai dat aici, Marc? Mor! Ia uite! Abia am dat cu mopul de dimineață și cu aspiratorul, mi-am făcut curat și ia uite. A venit, lasă-l așa că vrea să se curețe pe tine, drăguțul de el. De dimineață mi-am făcut curățenie așa original, m-am defăcut la baie, că acolo n-am reușit. Dar în rest așa mi-am dat cu aspiratorul, cu mopul, că era dezastru. Chiar dacă am fost plecați de acasă, se făcuse dezastru. S-au terminat și rufele, apa fierbe pentru paste. Marco, cum te simți? Ai mai avut febră? Simți că ești călduț, dar nu ești cald. Nu, ești normal. Bingo, ce faci, măi? Dar te mai doare gâtul? Ia, tușește tare. Tușește. Mergem cu rolele, da? Acum, imediat. Da. Te iubesc mult, Ana. Și eu te iubesc. A, Luana Maria? Da, de la grădini. A, eu credeam că mi-ai zis mie. Dar nu mă supăr. Așa, trebuie să împărtășim iubire tuturor. Și pe mine mă iubești? Da. Bravo, uite, și lui Bingo trebuie să-i împărtășești iubire. A venit să se pigulească pe tine. Dă-i un pup lui Marc. Dă-i pup lui Marc. Fiarba, apă, o să pun tortellini. Așa, și o să dau focul mic. Astea imediat se fierb. Sosul facem repede.
Am pus 4 căței de usturoi, ulei de măsline. Da, ulei de măsline în ghilimele, cred că numai ulei de măsline nu o fi ăsta, pentru că, nu știu, e oribil. Mi l-a adus Bogdan din Italia. Dar nici gustul și nici culoarea nu este. Și aici am ulei de măsline 100%. Și e o diferență foarte mare. Ăsta e cumpărat de la cineva, iar ăla este din magazin. Și foarte mare diferență între ele. Deci pe ăla nu-l pot numi ulei de măsline. O să pun pastă de tomate, apă de la tortellini, sare, piper. Ia să trag eu. Așa că după aia iară mi se arde usturoiul. Ia uitați, o poziție nouă de stat. A inventat-o Marc. Stăm pe scaun sub masă. Stai bine, Marc? Da. Te-ai lungit și tu. Mare te-ai mai făcut, drăguțule, aici am pregătit siropurile. Selena săptămâna trecută nu a mers la școală miercuri, joi și vineri. Medicul de familie este în concediu până joi, așa că o să fac o programare pentru vineri să merg să iau scutire Selenei și să vedem dacă avem nevoie și de avizul medical pentru grădiniță. Și avem pentru tuse, durere în gât, paduden, plus ce mai avem acolo, nurofen, panadol și altele. Da, mama. Și le las așa să se îngroașe sosul, după care pun niște brânză deasupra și gata. Și asta mănânc doar eu cu Selena. Acum să vedem ce pregătim și pentru Marc. Că nu știm și așa ceva lui nu-i place.